ca vom reuși și noi. Problema aceasta, dacă se poate, ar trebui rezolvat undeva până la jumătatea lui februarie, pentru a putea să atacăm viaductul de cale ferată și să terminăm cumva accelerat în loc de 13 luni, undeva la în 10 luni. Astăzi cablurile, voi trece mai departe, în zona de cabluri. Astăzi cablurile sunt în proporție de 97% montate. Tot ce este verde e montat, se lucrează la ultimele două toroane. Cele două toroane vor fi finalizate la sfârșitul acestei săptămâni. Tablierul este, după cum vedeți aici, tablierul este finalizat în totalitate, toate cele 86 de tronsoane. Tot ce înseamnă cabluri, tiranți, coliere și șei, sunt toate suste în șantier. Programul nostru prevede ca în partea a doua lui februarie să terminăm lucrările repetitoare pentru montarea tablierului. La începutul lui martie să începem și în 72 de zile să finalizăm tot cei 2 km de tablier montat. Toate celelalte lucrări pentru finalizarea căi pe pod vor fi cumva aduse în finalizare în luna august. Va fi după aceea septembrie, octombrie, tot ce înseamnă teste, încercări, reglaje, pentru că tot podul suspendat după aceea are, după ce s-a finalizat tablierul, are o perioadă pentru reglarea tiranților și a tensiunii în cable, în așa fel încât în noiembrie podul suspendat să fie 100% finalizat. După cum vedeți aici, avem viaductele de acces. Malul stâng Brăila deja este, tablierul este originat în integralitate, se face premontajul, săptămâna viitoare va veni Macaua Mare, în așa fel încât până în 15 decembrie acesta se face cea montată.